De ce faci, gurița mea? Ziceai că nu conduci prin orașe mari. Doamne Iisuse, din cauza la GPS-ul tău, uite și tu, mă băga direct în centru, Parisul. Ți-am zis. Las că așa face un profesionist. Ți-am zis? Nu-i frică de aglomerație. Ți-am zis de atâtea ori să nu-ți comanzi GPS de pe AliExpress. Uitați și voi, mă băga exact prin centru Parisul. Și nu mai știu să ies. Unul vine, altul pleacă, altul se va. Așa e când intri pe periferic. Pentru cei care zic că eu conduc doar pe stradă liberă, că eu nu știu să conduc în trafic, că eu nu sunt șofer profesionist. Uitați și voi, direct te bate soarele. Și mă mai bate și soarele și plouă. Eu nu știu ce se întâmplă aici. Las că tu ești un profesionist. Am zis să mai îmi cumpăr un GPS. Asta mai cumpăr unul. Să ai 3. E da, șoferi profesioniști merg cu 3 GPS. Nu doar cu unul. Mai faci comenzi online, sunt comenzi și mai pereche de ochelari. Uite, mă bate soarele și nu pot drumul. Am înțeles, să trăiți. Doamne, ajută să ies de aici. Dacă vede șeful, pune mă băga GPS-ul ăsta tău de pe AliExpress, ne conciliază pe amândoi. E altul. Ficăm acasă, că nu. N-am mai fost de mult în Paris, dar nici nu mai vreau. Exact cum zice Marcel. Deci, mai bine să te-am dracu acasă. Se potrivește. Exact. Deci nu veniți la Paris. Inundați. Soare. Plouă. Când plouă, când bate soarele, aglomerații nu mai spunem. Maxim. Noi nu prea facem Paris, zona asta, dar nici nu vreau. Deci, mai bine, nu. Hai, v-am pupat. Seara faină.